George Moldovan sau Johnny, cum îi mai zic colegii, a avut el ce a avut cu miniștrii de externe german și sovietic, care în 1939 au semnat celebrul pact de neagresiune care le poartă numele. Pe von Ribbentrop, Johnny l-a botezat Ribbentrov. S-a prins el că ar fi vorba pe undeva de un P în numele din pactul cu pricina, doar că mai apoi i l-a pus lui Molotov, de a ieșit Molotop. În final, pactul lui Johnny a ajuns Ribbentrov-Molotop. Așa se rămâne numele. Oricum, Johnny s-a mai împotmolit și la alte cuvinte de zici că l-ar fi pus cineva să citească în dialectul Hutu sau Tutsi. Vă rog să ne aducem aminte cu toții, în 1939, pe data de 23 august, printr-un pact ticăloșit al celor doi mari dictatori din acea vreme, Stalin și Hitler, prin miniștrii lor de externe, Ribbentrov-Molotov, ne-au văduvit de o bună parte din teritoriul nostru românesc și, mai bine spus, ne-au văduvit de ce înseamnă Basarabia. Declarație centenară. România nu a mai asumat un proiect de țară grandios, menit a mobiliza și solidariza. Poporul român are astăzi șansa reîntregirii țării, aceea de a lupta pentru idealurile care i-au mobilizat și unit pentru cei care s-au sacrificat străbunii noștri. În urma pactului Ribbentrop-Molotov, cunoscut ca și pactul Stalin-Hitler, frații noștri din Basarabia au fost rupți de drept.